Evident, partidele extraparlamentare au o șansă, pentru că vorbeam despre acest concubinaj dintre partidele de la guvernare și Partidul Comuniștilor și, evident, cetățenii înțeleg acest concubinaj și această cârdășie și vor căuta acea forță politică în care să aibă încredere. Și iată că partidele extraparlamentare, în acest caz, au o șansă. De fapt, această șansă i-a fost în permanență. Dar trebuie să facem o diferență dintre partidele extraparlamentare care apar doar în campaniile electorale și partidele extraparlamentare care au o activitate zi de zi. Bine, a avut loc ieri o întâlnire, probabil vor mai fi organizate întâlniri de genul ăsta, dar trebuie să spunem foarte exact că în afară de Partidul Social Democrat și încă un partid, bine, nu este secret, ar trebui să spun Partidul Național Liberal, deși suntem concurenți electorale, care pe parcursul acestor 4 ani de zile, perioada între campaniile electorale, au activat zi de zi. Ultima perioadă a mai apărut un partid extraparlamentar cu anumite acțiuni, dar acestea sunt niște acțiuni tematice, de fapt sunt mai multe declarații decât acțiuni, deși vorbesc de Partidul Antimafie. Dar acest partid, bine, se poziționează doar pe anumite declarații și nu atât prin acțiuni. Partidul care, pe parcursul a 4 ani de zile, a luptat cu guvernarea, a organizat acțiuni, inclusiv acțiuni de protest, care a venit cu propuneri inclusiv constructive, care a elaborat programe de dezvoltare economică, care a adus investitori aici în țară, care a promovat Republica Moldova în afară, care a propus schimbarea politicii externe, care a colectat semnături, care a propus o transformare a Moldovei sub un alt regim economic care a rezolvat problema. Un partid politic care a propus modelul soluționării conflictului transnistrean. Acesta este Partidul Social Democrat. Din păcate, dar asta este realitatea, avem și celelalte zeci de partiduțe care 4 ani de zile președintele partidului poate chiar și uită că are ștampila și certificatul de înregistrare, iar în ajunul campaniei electorale, fiind majoritatea din ei plătiți de către partidii de la guvernare, își fac meseria. În primul rând, menirea acestor partide este de a sustrage opinia publică de la marile probleme care au loc în societate, pentru a umplea spațiu mediatic, precum că participă în dezbateri, pentru a nu da posibilitate acelor partide active să se întâlnească în cadrul dezbaterilor cu partidele de la guvernare, pentru a micșora timpul de antenă în cadrul campaniei electorale, pentru că în afara campaniei electorale posturile de televiziune, de fapt, nici nu prea invită partidele extraparlamentare la emisiune. Deci, aceste partide au rolul lor. Și aceste partide trebuie să înțeleagă că atâta timp cât vor critica Partidul Comuniștilor, vor întări electoratul partidelor din Coaliția pentru Integrare Europeană și, dimpotrivă, dacă vor critica Coaliția, vor întări Partidul Comuniștilor. Partidele extraparlamentare, la moment, au o șansă unică, o șansă istorică de a se consolida, de a propune cetățenilor o platformă comună, de a le oferi posibilitatea ca în elaborarea, deci determinarea listei finale de candidați pentru funcția de deputat să fie, deci această determinare cu implicarea cetățenilor, să fie prin decizia cetățenilor, prin decizia locuitorilor raionului de a delega reprezentantul său, deci de a face un pas înainte, de a ne dezice de acest sistem de parlamentarism care deja este pudrit și situația ne arată zi de zi că de acest sistem beneficiază doar liderii partidelor și finanțătorii acestora, noi avem șansa de a veni cu o ofertă electorală către cetățeni pentru ca împreună să schimbăm acest sistem politic, de a transmite puterea pe adevărat cetățenilor, ca cetățenii la nivelul lor, de primărie, de consiliu
sătesc de Consiliul Raional ulterior la nivel de țară, să poată să participe la luarea deciziilor și, cel mai important, să poată să participe sau să aibă posibilitatea pentru verificarea activității tuturor funcționarilor, tuturor celor care lucrează în aparatul de stat, cât și în cel raional sau cel la nivel de primărie, pentru a avea posibilitatea de a înlocui absolut pe tot, atât cei care sunt angajați, cât și reprezentanții săi, de a putea înlocui în oricare clip, în momentul în care se depistează că aceștia activează contrar așteptărilor și necesităților cetățenilor. O mare problemă care se promovează astăzi în Republica Moldova este, eu știu, conceptul sau istoria, precum că următoarele alegeri parlamentare va fi un fel de referendum, pentru că în dependență de cum vor vota cetățenii pentru partide, cam asta va fi opțiunea pentru politică externă. Vreau să transmit pe această cale că este un mesaj categoric greșit și rog ca cetățenii să nu se dea, eu știu, să nu se dea influențați de acest mesaj. Campania electorală nu este un referendum. Pentru a afla părerea cetățenilor țării, cum își doresc dinșii o dezvoltare a țării, pentru asta trebuie de făcut un referendum. Iar cât ține de acordarea votului de încredere pentru un partid, pentru o listă populară, asta este cu totul altceva. Și nu trebuie să permitem ca să se transmită în continuare aceste mesaje. Pentru că tocmai pe această cale, Alianța pentru Integrare Europeană, ulterior Coaliția Pro-Europeană, și utilizează această formulare, precum că la alegeri oamenii au ales aceste partide și din cauza aceasta oamenii de fapt au ales integrarea europeană. Nu este corect. Nu este corect. Deci integrarea europeană sau dezvoltarea independentă a țării noastre sau transformarea Republicii Moldova în zona economică liberă după modelul Partidului Social-Democrat, toate aceste decizii trebuie luate în cadrul referendumului. Iar aceste partide utilizează asemenea formulări pentru a se apăra de justiție, pentru a nu fi trași la răspundere, pentru a nu fi puși în pușcărie, de a nu le fi confiscată averea care a fost furată și așa mai departe. Deci trebuie să fie foarte clar. Iar noi, în calitate de formațiune politică, vom continua să promovăm și vom continua să definitivăm această eventuală construcție pentru de a-i da o formă juridică pentru a intra în campania electorală cu o listă populară, cu o listă a reprezentanților poporului care vor fi delegați de către locuitorii raioanelor pentru ca deja în procesul de pregătire către campania electorală și ulterior în campania electorală să oferim posibilitatea cetățenilor să se implice destul de activ și să nu fie doar o decizie la nivelul conducerii partidului.